Pace și bună ziua! Eu marți am cumpărat brânza asta să o fac, dar de marți până vineri tot lasă mâine și acum i-a venit rândul neapărat și o fac. Fac niște cuib de vespi, dospit aluatul și o să vedeți cum fac. Deci brânza o să pun puțin stafii de nea. Stai să vedem cât e, că n-am filmat până acum. E aproape 800 de grame. De fapt, stai că mui mai bine. E 700, da, 700 și vreo 80. 800. O jumătate de kilă sau o kilă. Deci 800 de grame, 700 de grame. Asta e brânză de vacă. Brânză de vacă, foarte stoarsă. Așa arată, uitați. Chiar e multă. O să împart, o să fac cu sare pentru mine și Angie. Și pentru ăștia lanți fac cu zahăr, cu smântână și o sucitură, cum să zice, fac sărată și o sucitură fac să fie cu zahăr. Uitați așa, eu împart. Am împărțit-o în două și pun și aici. Nu știu de ce am luat bolul ăsta așa mare, că am eu atâtea din aștia mici. Ce? Ai luat lapte de cocos. Asta face aluatul, un aluat vrei să pui? Da. Face un aluat atât de pufos. Foarte fain. Deci, asta o fac cu sare și asta o fac cu zahăr. Uitați, asta e laptele de cocos. E 400 de mililitri. Vedeți? Laptele de cocos se găsește cam peste tot, și la Lidl, și la Kaufland, deci nu e ceva nou, se găsește, se poate găsi cam peste tot. Am pus mami să încălzească un pic. O să cântărim și făina după ce mami stabilește cât îi trebuie. De multe ori zice să cerne făina, nu-i nimic în ea. Nu mă stă că e mai aerată. Exact. Cam așa m-ar trebui, că nu vreau să fac mult. Aici ai 6-700 de grame. Daci, nu suntem în stare de un șurub. Uite-te, uite cum a ajuns ăsta, că nu-i șurubul acolo. Păi tu crezi, da, că așa ușor? Șurubul ăla. Așa au venit. Și pentru asta noi nu avem șurub. Păi, nu am, că trebuie să fie exact mărimea aia. Știi ce trebuie să fac? Să iau pe ăsta și să-l duc cu mine la Dideman, da, să văd de care îmi trebuie. Serios? Da. Cred că eu îl rezolv acum deloc. E prea subțire asta. Mă lasă-te că mă duc după ăsta, după șurub, la Dideman. Că trage la cântar. E prea subțire. Mă filmezi? Da. Păi de ce? Păi să vadă lumea cum te descurci. Mai trebuie, mai odată. Acum are emoții. Cum filmezi? Trebuie să nu te tai. Bate-l focului de șurub. Așa.
Chem pe tati să te ajute. Tati m-a luat cuțitul ăsta și a tăiat un cablu ca să pună la vie, să nu știu ce acolo, să o prelungească, să o lege. Și a zbierat pe el. Pe cea de jos. E bine, e bine. Ia că de aici a fost. S-a rezolvat. De mantră, bă, să iau șurubul. Să-l duc cu mine să văd de care păi, șurub. Da, dacă nu mai am... lasă-mă în pace. Că s-a rezolvat. Exact 500 în cap și în picioare. Da? Da. Ok. Poate o să mai pun eu ceva făină să completez când frământ. Punem aici un ouț. De rață. De rață. Și acum să pun și drojdia. Punem de aici așa, cam atât. 25 de grame e suficient atâta. Uitați, e puțin, nu-i mult. Așa. Asta o punem înapoi. Deci asta e un zahăr pudră cu aromă de vanilie. Da. A, și citrice. Deci am pus un ou, am pus 25 de grame de drojdie și având în vedere că vreau și eu să gust din aluatul ăla, am împărțit în două părți. Făina? Nu făina, acolo e brânză. Și am împărțit brânza în două părți. Una o să fac cu zahăr și una o să fac cu sare. Și cu sare mâncă șanci și mânc și eu. Și atunci, având în vedere că eu aici am aluat, nu trebuie să pun atâta zahăr. Dar îmi permis și eu acum la tătă coca asta să pun cantitatea asta de 50 de grame. Zic eu acolo că trebuie, nu, în aluat trebuie să pui ceva. Am pus zahăr și punem sare, o jumătate de lingură de sare. Și acum punem laptele ăsta călduț de cocos. Și punem 5-6 linguri de ulei. O lingură, 2, 3, 4, 5, 6. Mamă, ce miroasă de fain ăsta. Știi ce fain miroasă? Zahărul. Da, da. Da, știu, are aromă de citrice. Foarte fain. Se găsește la Kaufland, noi de acolo l-am luat. Acum amestecăm toate. Deci sunt toate la un loc. Un ou cu tăcu albuș, l-am pus. Zahărul, sarea și atât. Drojdia. Și drojdia. Deci am pus 500 de grame de făină. O să mai pun eu. Deci asta e numai completare. O să mai completez. Că văd eu că e puțin. Uitați, așa a ieșit.
aluatul ăsta puteți să-l faceți cu lapte obișnuit, puteți să-l faceți chiar cu apă. Deci nu e un aluat că musai să pui lapte de cocos. Ăsta, cum să zice, e un moft. Mami, e un moft, dar e 5 lei o cutie, cam așa, de 400 de grame și face aluatul foarte fraged și pufos. Deci chiar se simte diferența dacă faci cu apă sau cu lapte sau cu lapte de cocos. Părerea mea, cu lapte de cocos e cel mai fain. Eu am spus că rețeta asta poți să o faci cu orice. Nu-i musai lapte de cocos, fiindcă este alții care stau la țară și n-are de unde să cumpere lapte de cocos sau lapte de la vaca lor. Și poate să facă cu laptele lor. Da, e adevărat, numai eu am spus diferența. Am înțeles. La țară este Penny, este la doi pași, este... Și acolo se găsește. Dar dacă nu se găsește, apă de la fântână bună și aia. Uitați, vedeți cum e aluatul ăsta? Dacă aș vrea eu acum, aș pune jumate din el în tavă, aș pune păstă, cum îl cheamă, brânză, și ăla la jumate iar înapoi, deasupra. Și iasă un fel de aluat fraged, un fel de pandișpan sau... Eu știu cum să mai mă exprim. Alții zice aluat turnat. Vedeți? Așa moale cum e acum. Să pune în tavă și să poate face și așa, dar eu nu-l fac așa. Acum îmi pare rău de ăsta să las. Sincer. Pune-l acolo. Și-l pun aici, dar atunci înseamnă că mai trebuie făină. Deci înseamnă că mai trebuie o jumătate de kilogram de făină. Apoi ia că cântărești și vedem cât da. Cât s-o pune, ia de acolo tu, că acum mâinile mele sunt. Stai așa să pun telefonul pe stativ. Dar pune cu mâna. Nu, mi-e frică cu mâna. Atât. Asta e 500 de tafă. Stai că filmez imediat. M-a intrat o vrăbioară în bucătărie și a urcat aici sus pe dulap și pe dulap o văzut ea că ar putea să iese afară și așa tare și-o dat cu capul în geam. Și-o căzut săraca jos, am luat-o și și-o revenit și i-am dat apă. 500 de grame. Deci... Așa. Și acum punem aici. Și a zburat după aia? După ce și-o revenit, am pus apă în palmă și am pus ciocul acolo și-o băut la apă. Știi ce-o băut la apă? Poate că ei nu poate să vină aici să bea apă. Nu poate. De câini. Da. Și atunci mamele lor, când vede câinii că dorm sau așa, merg și bea apă. Dar astea micuțe care acum numai ce și-au deschis ochii, cum să zice, nu știe șmecheriile lui păsările astea bătrâne. Și ce aș putea să fac? Dincolo de gard, să le pun un pic de apă, mâncare, și când o să-și dea să... Știu aici pe casă, dacă ai putea o cutie ceva cu apă să pui. O, ceva de tablă, ceva. Știi cum da ce? Ceva? Chiar și un castron din ăsta. Și pui o cărămidă în un castron și pui apă. Și atunci el nu cade. Hai să arăt aici aluatul. Uitați, așa e aluatul. Și acum noi completăm cu făină.
Trebuie bine frământat. Deci un kil de făină s-a pus. Da. Parcă își vrea asta să-l pui la loc. Mi-e frică că lovesc. Exact la fix m-a trebuit făină. Uitați așa, începe să formeze, să se îngroașă. Acum mai pun puțin ulei. Uitați aici, să zicem noi că e o lingură de ulei. Și mai amestecăm așa. Deci aluatul e gata. Doar că eu vreau să nu mai pun făină și pun ulei. Vedeți ce fain a ieșit? Uitați ce fain i-a luat. Foarte fain. Și se desprinde, dar eu vreau să-l iau de aici ca să curăț bine castronul și să-l pun de nou să se crească. Deci aici vedeți că se desprinde. Așa. Unde e făină? Am dus-o, stai un pic. El e foarte moale, să știți. Coca nu e tare aluatul, e moale. Vedeți? Așa. Acum îl lăsăm să se odihnească. Să zic eu 15-20 de minute. Așa. Nu trebuie să crească, să dospească. Păi aia, okay. Așa, până ne regrupăm noi aici, până mami face un pic de curat pe masă, vă arăt ceva interesant. Pisica noastră a ieșit afară, ne-a vizitat la bucătărie. Văd că ciuciulache nu i-a făcut nimic. Ciuciu, stai cu minte, că nu-i frumos. Acolo e Pepi nostru, cercetează terenul. Pepi, hai înăuntru, că dacă te vede Natalia... Mă, hai după Pepi înăuntru. Nu pot. Tati! Imediat, stai, nu te speria, că nu-i face nimeni nimica, ok?
Nu-ți fie frică. Tati, tati! Ciuciu, nu-i voie, Ciuciu. Ciuciu, nu-i voie. Ia! Hai, du-te tu. Du-te tu, Ciuciu, nu-i voie. Hai, Pepi, hai înăuntru. Te lasă în mami afară, că nu face nimica. Hai. Nu pleacă. Tati, hai, da. Ok. Tati. No, hai că vine tati. Nu, ai picioare. Da, e în picioare, nu bun. Mâța ta prețioasă. Ciuciu, te bat. Tati, ajută-mă cu Ciuciu. Ok. Ajută-mă cu Ciuciu. Stai cu minte, Ciuciu. Uite că nu te... Da, lăsați-l și pe el afară, că nu-i face nimeni nimic. Nu-i face nimic. Vivo o frică, dacă nu-i face nimica. Natalia! Păi da, din cauza voastră, că vede că vrem să-l prindem. Dar Angie a fost aici în curte, ne-a vizitat la bucătărie, Pepi lângă el, cu Ciuciu lângă Pepi și nu i-a făcut nimica. Nu-i face nimica. Nu știu, că mi-e frică de ăsta. Nu, nu-i face nimic. Că, cum i-a făcut la iefure. Asta mi-e frică, că ăsta e ăla care îl prinde. Hai da, mami. Mă închide ușa dacă vrei să-mi dai asta. Ai văzut că nu mai vreau să intre în ușa? Am văzut. O vreau să meargă la plimbare. Dar Ciuciu stă lângă el și nu i-a făcut nimic. Numai că o văzut că noi vrem să-l prindem, vreau să ne ajute. Ciuciu, nu-i voie, Ciuciu. Nu-i voie, du-te de aici, hai. Lasă mâța, că iau mătura la tine. Dacă nu s-a crește aluatul vara, bine, când să s-a crească? Uitați ce frumos arată. Trebuie să-i fac o poză, înainte să pun degetele. Da, hai. Că pun la sfârșit și frumos, stai, că spun eu când am terminat. Ok. Și acum am zis că să pun degetele, da? Exact. Uite așa. Ce fain arată. Miroase așa, aluat. Doamne, simt să mulțumesc că pot să miros. Urât a fost că n-am avut corona și n-am putut mirosa nimic. Scuze. Fuți tu. Da. Acum, eu îl fac o sucitură. Din aia la tăună așa, o pun în tavă și o mai lasă să ridice. Deci dai, acum tu stai, mă filmez și după aia ești liber până să ridică a doua tură. Uh-huh. Dar a doua tură nu stă mult. Dar știu că zic că faci melcișor, parcă. Da, melcișor, parcă. Da? Ah, ok. Da. Uitați ce fain, e? Lasă-mă să-l fac, să-i fac o poză. Ok. Vrei să filmezi? Am terminat fasolea și acum facem o împrăjitură. Ia ca așa. Și acum o tai în două. Da, du telefonul ăsta și pune-l să se încarce pe Google. Pune mâna și o trage aici. Așa.
acum, cum se zice, luăm după mână. Așa. Acum pregătim brânza, o preparăm. Multă lume mi-a spus că de ce nu țin stafidele în esență de rom sau în ceva, să le țin în lapte chiar cu esență de rom. Da, e adevărat, se poate face asta, dar brânza, dacă lasă apă, răzărul ăla, să umflă ele, știți cum? Da. Acum și dacă faceți așa sau altcumva, nu-i nici cum greșit. Da. E suficient atâta. Eu am fi vrut stafide din alea albe, dar nu a fost. Deci, punem cu zahăr vanilat cu aromă de vanilie. Pleacă, punem așa aici. Altul zahăr nu mai pun. Asta e 80 de grame. Așa. Și pun și un pic de smântână. Am aici. Deci... Păfut de la borcan. Da. Să zicem o lingură. Spunem noi acum câte-i. Cam cât a fost? Să zic eu două linguri. Bune. Două linguri. Punem două gălbenușe. Ia ca așa. Ce faine sunt ouăle. Sunt faine. Micuțe, dar faine. Da. Vrei lămâie? Răzălită? Aha. A, dacă ai. Dar cred că este așa aici la noi. Stai un pic, nu. Ai aurit din aia care nu-i bio. Și ce am bio îi din aia verde, limete. N-are nimic. Îți aduc din aia? Dar dacă vrei, că tu mânci de aici. Tu cu tatăl. Da, da. Da. Nu stai să văd pe cum este. Am găsit lămâi, astea sunt netratate, sunt bio, am crezut că nu sunt bio. Dar am citit pe pungă, pe plasă de fapt, și scrie că sunt cu coajă comestibilă netratată. Da, da, acum lămâi, răsătoarea mea aici așa. Uite-o. Ai lui Carmin? Am găsit. Mă, dar ce faină e. Ca Carmen. Carmen, dați să ia de tine astăzi. De ce mai avea? Din cauza lui Carmen. Carmen, nu mă treci de vine. Eu nu mai iau de Carmen. Carmen, pentru mine este o doamnă foarte dragă. Acum o să zic că de ce spun doamnă? Îi o doamnă. Este o doamnă. Deci n-are aici ceva... ceva îi. E prea îngustă, probabil. N-ai susținere. Deci... Așa rămâne aici. Acum aici
punem puțină sare. Să le gust ceva. Ia ca așa. Sare. Și punem și ei lămâie răzărită. Mami, un exemplu, pot să pun aici un pic de esență, știi? Pun și albușul ăsta. Îl bat. Și îl bat tot aici. Am înțeles, eu mă refer ca și gust, să aibă gust bun, da. Brânza. Dacă nu pun zahăr sau zahăr vanilat. Pot să pun esență de vanilie, pot să pun esență de lămâie. Da, o fioră. Fain miroasă lămâia. Uitați câtă lămâie am răzălit și ăsta vreau să-l bat. Mixerul caos? Da. Nu știi cât să rup paletele. Trebuie să aduc de la mie. Ok. Cele două albușe. Pune și puțin în sare. Și batem. Nu, trebuie un pic de smântână. Ar trebui să întreb Angie, vrea mărar? Întreb? Întreabă, înțeles. Ok, eu zis Angie că să pun mărar. Atunci nu se mai poate pune nicio esență de lămâie sau așa, că nu se înțeleg bine. Ori puneți mărar, ori puneți esențe și nu mai puneți mărar. Deci mărarul se bate cu esența. Nu, nu, nu. N-o să aibă niciun gust dacă puneți împreună. Am pus mărar. Ăsta e mare. Nu mai pun. Așa. Sare am pus, ați văzut. Am pus sare. Așa e că am ras aici lămâie, nu trebuia. Nu m-am dat seama. Ups. Ups, dar n-am ras mult, că au rămas de la aia lantă. Punem un pic de unt. Să știi că, cum se spune, e prea îngust ăsta. Nu trebuie mult. Da, ceva. 20 de grame de mușa să las. Interesant gust lămâie acum cu... Cum să zice, cine face ca mine, ca mine pățăște. Dăm o linguriță să... Hai să vedem. Nu era. Păi nu, că n-am răzărit mult. Încă dacă e până acolo mai rămas. N-am răzărit mult, că am pus aici. Aici am arătat cât a fost așa răzărită. Fain e brânza, să știi. Are gust fain de vacă. Serios? Asta e un unt foarte cremos. Unt de la Irlanda, de la vacile alea care sunt dulci, adică carnea lor. Bine spus.
de la vacile dulci. Irish butter. Gata, e făcută brânza. Iată-o aici. Vă dau cuvântul meu că brânza e foarte faină. Am gustat. Foarte, foarte bună. Am gustat odată, ca să fiu sigur. Din cauza aia vă spun de două ori. Punem în tavă mai mare, că așa trebuie. Tava asta are o amintire. M-am dus cu sora mea în Ungaria și am o cumpărat-o. Să știți că eu am parte de cadouri. Să știți sincer. M-a luat tavă și m-a luat și o... Cum se spune? Că nu știu acum să spun. Unde se pune florile din aia lungă. Ghiveci? Ghiveci, dar din ăla lung. Se spune cumva. Nu știu. Jardinieră. Da. Dacă nu aveți foaie de copt, tapetați cu un pic de făină, da, peste ulei și foarte bine n-o să prindă. Da. Nu e nicio problemă. Înainte nu era atâta foaie de copt. Puneam ulei, ungeam cu ulei sau cu unt și puneam puțină făină, așa prisam și făceam așa, făină și gata. Am pregătit. A luat-o parcă mai crescută țără. Puțin. Da, fiindcă afară e cald. Știi? Și atunci se ridică. Ia ca așa. Obiectul muncii. Ce zici? Instrumentul tău. Da. Mamă, ce fain o crescut, fii atent, tot îi băjești. Fain o fi asta. Și o să fie, deci, din cauza că am pus laptele ăla de cocos, vă rog să mă credeți că și mâine, și poimâine, nu se uscă, nu se face tare. Dar și aranda aceea nu e chiar așa cum zici. Ba, e. Dar el ține morțișcă laptele de copt. Deci eu atâta de, cum se spune, încântat de laptele de cocos. E parcă pentru aluaturi foarte, foarte adecvat. Deci, rolul principal ăsta lui, să puneți unt aici, pe pătură. Bine, mai este și un pic de mărar. Deci foarte subțire, vedeți? E subțire, subțire. Așa. Și acum cu ce să încep? Cu asta? Cu ce vrei tu? Că... Dar aș pune... O lăsat apă! Oh, un pic, da, de gris? Pun o mână de gris. O lăsat apă, vă arăt. Să vedeți că parcă o transpirat. Uh-huh, uh-huh. Și atunci punem o mână de gris și nu mai o fi problemă nimic. Dar dacă nu puneți... E problemă.
Parcă aș mai pune puțin. Grisul cu brânza se înțeleg foarte bine. Da, da. No, acum mai bine. Știu că o să fiu criticată. Pentru? Că am pus mâna. La atâta bai să fie în lumea asta. N-ar mai muri nimeni de foame. Dar alții mai șuling degetele, eu nu fac asta chiar. Chiar asta n-aș face. Să lingi degetele și să pui aici mâna. Tati, să face brânza ta preferată, prăjitura ta preferată. Poți să mâni fasolea asta? Da, da, cum să nu? Eu vreau să înțeleg unul cu medicament. Așa. Ce fain arată. Parcă cum o lași aici, tot mai crește. Acum eu încerc să o fac mai subțire, să nu fie așa, să crească, știi? Dar atât dacă se poate. Eu tot întind pe ea. Dar tot mai crește. Cam așa, și acum le tăiem. Unde-o fi cuțetul meu? Ami, o căzut jos. Nu era. Nu? Cam așa. A, tu le faci melcișori. Hai să le pun direct în tavă. Ce le las eu aici? Acum lăsăm să crească, să se ridice și între timp fac cealaltă cu brânză sărată. Brânză sărată cu mărar. Și un pic de lămâie răzălită. Da, ce are. Doamne, are. Da, știu că și aici trebuie.
Au pus mami și în brânză sărată pus în gris. Griș, cum știe toată lumea. Restul țării nu știe de gris, numai de griș. Ia că am pus un pic de ulei, că aproape că s-a lipit ala în altă parte. Mai țin minte, Daci, când ți-am făcut eu așa, am pus aici brânză și am lăsat așa groasă, dar ai mers la Anca, la Ingo. Da. Pe drum ți-am pus. Da. Știu. Știi? Foarte fain a fost. Vedeți? Fac subțire. Să nu fie gros. A luat. Uitați. Cât îi dă subțire. Dacă vedeți, pare cum stă ca una lady. Păi picior păstă picior. Aia știu că stă așa. Și-ai place ei. Încerc să o captez. Că e prea fain. Mă duc să vă filmez. Nu mai stă. Nu ba, mai stă. Ba, uite. Nu mai stă. Nu vezi tu, eu văd. Da. Nu bine, nu. Acum să pun în poziție să o mângâi. Am reușit. De când m-a văzut, s-a întins pe spate ca să o mângâi pe burtă. Deci n-ai... Ba, până am ajuns acolo, s-a văzut. Da? Uh-huh. Așa am pus unt ca să nu se lipească aluatul și să rămână numai foițe. Deci el rămâne acum numai foițe. Și vedeți cât e de subțire. Foarte subțire. Uitați. Așa. Punem aici brânza. Untul ăsta ce l-am luat noi e ca și de casă. Ca și făcut de țăranii noștri. E foarte... Așa, cremos. Ca să iasă bun, trebuie să aveți și ingrediente de calitate. Brânză bună, unt bun, făină bună. Și cu toate astea, dacă nu puneți dragoste, degeaba. Eu chiar am făcut acum cu dragoste. Chiar m-a plăcut ce am făcut. Sincer. Uitați așa, se poate face, așa, și acum aducem partea asta așa, și rulăm. Am vrut să o duc ieri pe cățaua la plimbare, am pus hamul. I-am pus hamul și... Dar nu se spune ham. Da cum? Nu știu. Păi eu nu știu altcumva, că e așa, înhămată, nu-i numai la gât, lesă, știi? Vine picioarele înăuntru și păstă piept. Și s-o lipit de podea și nu mai vreau să scoale. Nu prea știu cum să fac ca să o duc și pe afară. Acum a venit rândul la prăjitura cu brânză sărată. Așa se întinge, se face. Nu se trage, că tăiem ăsta puntul. Lăsăm așa. Aici are o gaură. Ia colipim.
Dacă vreți să vă iasă mai mare, să aibă loc când să crească, trebuie să puneți mai rar. Să aibă loc. Dar noi zicem că e ok așa, ca și în mărime. Ah, trebuie să scriu dimensiunea, dar nu. Am înțeles că a spus Dacia că mulți abonați s-au înscris la mine. Acum, mai noi. Mai noi, noi mei abonați. Domnul să vă binecuvinteze, să vă dea sănătate și la familiile voastre. Și bine ați venit la bucătăria mea. Domnul să vă binecuvinteze. E chestia că nu numai la bucătărie, în familia noastră. În familia noastră. Că câțiva ani au zis că de ce nu arătăm numai rețetele. Păi e suficient să citiți numele lui canalul nostru și o să înțelegeți. Nu este doar despre rețete. Și rețetele noi le arătăm pas cu pas. Cu timpul să vedeți pe fetele mele, pe familia mea, tot ce... Dacă nu, nu vreți, vă uitați direct la rețete și gata, dacă nu vă interesează. Pe canal este playlist, filmări cu noi, acolo e doar despre noi. Atunci este mâncăruri delicioase, este playlist cu prăjituri, torturi și nu mai știu cum l-am denumit. Și mai este un playlist cu supe, ciorbe și tocană. Canalul eu mi l-am făcut de mult, dar l-am făcut așa, pentru mine, să-mi salvez după YouTube playlist-uri pentru mine. Dacă vedeți acolo, am un playlist cu muzică și am pus niște videoclipuri tot așa pentru mine, ca să le am și să nu se piardă. Nu mai știu în ce an, cred că 2014 am început, dar cu postări cu mâncare... Am început în 2021, deci de 2 ani. Așa, din într-o întâmplare, că eu am vrut să pun o prăjitură care n-am văzut pe internet, nu că mă laud cu asta, n-am văzut pe alte femei să facă prăjitura respectivă. Și am spus către vecina mea, eu vreau să o pun, că am văzut că nimeni nu o face și n-aș vrea să se piardă rețeta. Așa am ajuns eu bucătăreasă. Ai fost o bucătăreasă înainte. Aia vreau să spun eu ce știu eu. Acum ești vlogăriță. Deci am ajuns pe internet din întâmplare, să știți. Și nu m-am gândit nici o clipă ca eu să fac mâncare pe internet sau prăjituri. Doar că lumea care s-a uitat la mine la prăjitura aia, puteți să citiți comentariile alea la început, la prăjitură cu gris. Să vedeți că lumea la comentarii spunea, vă rog să mai faceți, să nu dați înapoi, să nu închideți canalul, vă rog, vă rog. Așa, datorită lui doamnele respective, și-a lui Dumnezeu, bineînțeles. Și-a lui Dumnezeu, bineînțeles. Ei m-au încurajat. Eu nu am avut de gând la așa ceva, sincer. Și de multe ori am vrut să dau înapoi când vedeam ce comentarii, că așa e lumea. Și ziceam, nu mai fac. Și zicea, Doamnă, să nu cumva să vă supărați, că așa e lumea. Nu o băgați în seamă. Și în ziua de astăzi îmi zice prietenii mei, nu lăsați ca să vă supere și... Nu lăsați
răutățile să iei amploare. Și datorită lui prietenii mei acum, sincer vă spun, îs încurajată așa de tare că eu merg cu Dumnezeu înainte. Eu oricum fac astea, sincer, eu oricum le fac. Un exemplu, brânza asta am luat-o marți și eu am fost așa de tare răcită și am zis, nu las că mă răsfăț și eu îmi iau brânză și îmi fac o plăcintă cu brânză. N-am reușit, copiii au plecat, treburile lor, nu a fost cine să mă filmeze și atunci au rămas dați pe mâine și n-am făcut-o. Astăzi am făcut, am zis până când să stie brânza aia acolo, în frigider, și sincer, astăzi, zic eu că poate și mâine mai rămâne ceva din ea, dar mâine o să fac un tort, că e ziua lui nepoțica mea, ea locuiește în Germania, dar am spus că îi fac un tort de ziua ei și mâine fac tort. Bine. Și atunci, de ce să nu filmez? După păcate, ea nu o să fie aici. Nu o să fie, aia spun. Dar ca să marcăm ziua, ca să marcăm ziua asta, da. Noi facem și pentru ea. Da, și fac și mâncare bună mâine, că e sâmbătă și am pe duminică. Dacă am făcut pentru ziua Americii, facem și pentru ziua lună. Exact. Denisa. Da. Și la 1 decembrie o să facem și pentru România. Fac ciolan. Ciolan cu... E, data trecută ciolan ai făcut de ziua. Ciolan cu fasole și am făcut și chiar gogoș. Da. Langoș sau gogoș. Ei, vezi, am uitat să spun la oameni care îl întrebat, dar de ziua România n-ați făcut. Nu, n-am făcut tort, dar am făcut ciolan. Ei, puteai să spun. Păi, uite, că acum m-ai amintit tu. Dar anul ăsta facem tort cu roșu, galben și albastru. Fac! Și îl desenăm și pe Iohannis. Numai sănătate să... Iohannis care ne aduce laptele. Care ne aduce laptele, nu Iohannis ăla. Dar de ce? Vă lăsăm acum și vă arătăm când îs gata făcute. Că nu le punem la cuptor. Asta le pun, da. No, hai. Ca să le fac cu gălbenuș de ou. Faine îs farfurile astea. Cu drag le-am cumpărat, să știi. De unde, că nu mai știu. De la Chineș. Long live China. Ce zici? Trăiască China mult. Acum. A, fac acum prima dată ăsta și atunci ăla, fiindcă la unul vreau să pun zahăr, la unul nu. Sau nu pun nici la unul. Nu! De ce să pun zahăr? Nu. Nu. Aiurea. Da. Dar m-ar trebui barem un pic de lapte sau ceva. Sau ulei. Ia ca așa. Întoarce un pic. Să-și vadă de care am folosit. Irish butter. Irish butter. Deci dacă vă uitați la rețetele mele, eu mare lucru o zi să treacă fără compania lui păsărelele mele. Deci eu fac mâncare cu muzică, ascultați pe gratis. Dar ție nu-ți place, așa? Câteodată când eu vorbesc, ele vorbesc mai tare ca mine. Și atunci zic eu că nu s-aude. No, acum să vă zic eu ceva. Chiar dacă nu o să auziți păsărele afară, păsărele tot este. Aici am pus prea. Mi-e atât îmi plac când îți poți să-i afară. Eu rândunele aș vrea să... Ori venit aici, numai le-au alungat păsărelele. Dar rândunelele sunt mai rele. Eu iubesc rândunelele, să știi. Dar nu sunt mai rele rândunelele. Ha? Nu sunt rele. De ce să fie rele? Mâncă fluturi. Da? Da. Și ăștia crezi că nu mă mâncă? Ăștia mâncă numai gonci. Da. Și aștia cu nevoie.
Am lucrat în Elveția și anul trecut, pe timpul ăsta, eram la lucru și a venit vândunel, dar un stol mare acolo. Și în flutur era mușcat de aripă și a aterizat pe balcon unde lucram eu. Și a văzut fata lui doamna care îngrijam și a plâns. De mila lui fluturii, sărăcuța. Și atâta era de necăjite. Bine, poți să plângi, da, și pentru un fluture, dar dacă un crocodil atacă un om, atunci chiar că plângi, da. Dacă mai e timp. Fluturii n-aș fi plâns. Ar fi părul rău, dar să plâng, nu cred. Acum, pentru insectă, nu cred că, nici pentru râmă n-aș plânge. Că nu mi le plac. Ei au acum, dă la pui să mânce, m-am zis aici, la noi în curte. Stai aici să le dei. Nu, a plecat, când m-am văzut. Normal că ei feresc pui. Le-a dat Angi sămânțe de la Cip. Cip e veverița noastră, care nu cunoaște. A zis-o, doamne, că de ce nu-i dăm drumul în pădure? Ar muri în pădure, fiindcă el e crescut în cușcă și nu știe altceva decât să ia ce găsește, ce îi se dă. Nu știe să caute, nu s-ar adapta. Ne-am interesat înainte și de ce am venit noi veveriță, pentru o întâmplare, o găsit-o Angi picată. Din pom. Din pom, în oraș, nu în pădure. Era iarnă, o lăsat acolo și mama ei nu mai luat-o. Poate chiar ea o dat-o jos, că nu, este care... Și atunci... N-ai văzut și rândunelele, dacă sau așa ceva? Era primăvară, dar era foarte frig și atunci au luat-o, Angi. Nu. Și o avem de 8 ani, cam așa. Ai văzut cât am mutat eu aici ca să fac loc și la... Mamă, ce-au crescut astea! Deci am trebuit să le bagi în cuptor. Le bag? Mă, acum să pun... Nu poți să dai cu pensul așa să le faci, că... N-ai cu. Mami, dar n-arată mai bine dacă nu le dai cu ou pe astea, nu știu. Ah. Ia mâna. Cred că mai trebuie să sparg un ou. Dacă o să ne întrebați ce facem cu albușul, se prăjește la micul dejun cu un pic de ulei, sare. Sare și piper. Nu prea mere cu piper. Și cu o roșie lângă și îi un mic dejun minunat. Da, soțul meu chiar îi place așa ceva. Dar să știi că și mie. Și ce faină e albușul numai. Da. Place. Să pune în gălbenuș puțin lapte. Eu nu l-am, fiindcă eu am făcut cu lapte de coco și nu mai am. Și mere și unt. Cred că e mai fain cu unt.
la 200 de grade. Revenim. Și câte minute vedem? Acum e ora 4:30. Revenim. S-a scos din cuptor. A stat 35 de minute. Astăzi cu brânză sărată și mărar. Și astăzi cu brânză dulce. Angie vă face proba la asta cu brânză sărată. Sigur. Și eu fac proba la celelalte cu brânză dulce. Da, dacă ați vedea cât îți dă moi și de faine, n-am cuvinte. O zis fata mea că am mâncat angiuna cu brânză sărată. O zis, mie nu-mi place asta, mi-mi place cu dulce. Cu dulce? Nu mai fa așa, Natalia. E deja ora ei de sol. Da, imediat o ducem la culcare. Ce? 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 Stai pe scaun aici. Mamă, ce fain arată! Fata mea frumoasă a mea, cu patru să Angie îi devine că e așa de mamoasă, că i-ar permite. Dacă ar putea, fata mea s-ar pune înapoi în burtă. Da, da. Da, că primești tu de plăcintă. Cu brânză dulce. Cu brânză dulce, cum îți place ție. Nu mă arde un pic, da. Mă trebuie să așteptăm țără. Asta cu brânză sărată. Te arde. Putea să rămână așa un pic. Aștia prea s-or... Prea crescut. Dacă era un desate. Da, uitați aici. Asta e Natalia. Ți-o desfac? Că e... Nu, a, nu, lasă. Lasă să se răcească da. Mai repede. Las că are răbdare. Prea le-am înghesuit. Ce vreau eu să vă spun, când se taie, și în partea de jos rămâne brânza și-a luat-o, dar vedeți ce bine arată așa. Deci cum e partea de sus, e și partea de jos. Dar imediat prinde o crustă și nu are nimic. Aia vreau să vă arăt. Sau la curentul. Da, nu știu de ce faci așa. Ăștia umblă pe stradă. Da? Da, că și internetul s-a luat. Da? Da. Am văzut că s-a mai luat odată. Și internetul a fost. Dar e foarte periculos așa. Da. Pentru toată instalația. Umblă acolo, nu știu sigur. Dacă arde frigidere și așa mai departe. Nu este internet, nimic. Apă, nu mai așa, mama, că asta nu-i de pământ. Așa arată. Ar fi fost fain să pun și alea pe o farfurie mai mică, să arate așa mai... Așa acolo, nu? Și acolo arată bine.
Aia e cu dulce. Da. Asta e cu sărată. Le fac poze prima dată. Nu mă las să le pudoresc. Te rog, te rog, nu. Nu? Nu îmi place. Arată mai frumos, într-adevăr, dar lasă-le așa. Hai să le fac poze și poate facem prost. Arăt una, că nu se poate să nu arăt. Uitați, așa arată. Vedeți? Și aluatul l-am făcut numai foițe, numai nu se vede aici. Nu-i aluat gros. Serbește. Păi vreau să... Asta e prima dată să facă poză. Aceasta este realizarea mea. Eu mulțumesc la Tatăl Ceresc, a ieșit așa de bine. Și dacă aș vrea să le confund, nu se poate confund, dacă aici se vede mărar și aici se vede stafide. Așa că nu se confundă. Da, nu e cum. Deci v-am arătat pas cu pas, chiar de la început până la sfârșit. Nu puteți să spuneți că n-ați văzut ceva sau să puneți întrebări că nu am făcut aia și aia, că ați văzut tot ce am făcut. Faceți și dumneavoastră, încercați să vedeți, faceți aluatul. Ați văzut subțire, subțire și uns cu unt. Și atunci puneți ce vreți, că-i brânză, că-i nucă, că-i mac, ce-o fi. Dar să fie subțire și cu unt, că atunci untul ăla face ca să fie aluatul foarte fain. Deci eu nu știu cum să vă explic cât e de moale, de fain. Uitați aici. Uitați, cum zicea bunica lui soțul meu, capul o moaca, dă-i, dă-i să mânce. Cui? La soțul. Că lui îi place cu brânză. Asta-i sărată. Dă-i, dă-i. Asta-i sărată? Da, da. Ai zis că nu poți să le confunzi. Asta-i prea mică, dă-i tătăia asta mare. Da. Na, tate, nu-mi filmezi că e foarte sportiv astăzi, ca și ieri, fără tricou, pantaloni scurți. Mâncă și tu azi, să vedem. Hai, gustă, mami. Gustă. Cum e? Super, fain. Asta e cu brânză sărată. Da. Are și un miros de la mie. O uitat, mami. O uitat. Chiar. Are gust de mulămâie. Dar e fain. E fain, pe bune. Chiar e fain. Deci, de întâmplare, mă învață. E fain și cu lămâie și cu mărat. Da, să gust și asta. Serios. Și e fain. Nu iau, mami. Nu mai vrei? Da. Interesant, nu. Nu-i pe gustul meu că e sărată, dar e ok. Nu e bine. Nu e bine, tată, stau mult cum ai făcut. Asta scârție și pe păstă cum le-ai făcut. Nu, că îl dăm cu ulei, cu spray și atunci nu se mai fac așa. Ok? Ande, cum e?